Da, Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om extraordinar. A fost. Da. Da, și stabilit. A fost un om care mi-a fost foarte, foarte drag, un apropiat. Face treabă, mai au tineri, au și foarte mulți tineri, foarte capabili, dar care, din păcate, n-au nicio șansă să se dezvolte în partidul ăla. Atâta vreme cât va trăi tătucu acolo, nu se va întâmpla nimic. Deci, oricum, ai dat un exemplu. Sabin Ilieș la finanță care face treabă pentru că, iată, la ora actuală, taxele sunt plătite de firme. Nu neapărat pe poziția de la finanță. Am dat un exemplu unui om, eu îl cunosc de foarte mulți ani, 20 de ani, suntem mai mult decât amici, chiar prieteni. Noi nu ne dăm în cap pe stradă, ca să fie clar, din punctul ăsta de vedere. Adică eu nu cred în chestiile astea. Eu cred că, numai așezându-ne la masă, împreună, discutând, civilizat, putem să trecem mai departe, să ducem România asta în altă zonă. Dacă vom continua cu scandalul, cu scârba, cu ura, cu dezbinarea, nu vom ajunge nicăieri. Despre asta e vorba. Sigur, foarte mulți oameni de acolo, foarte mulți dintre ei sunt trași în bandă, scuză-mi expresia, după chipul și asemănarea lui El Lider Maximo de la București. Dacă nu-s ei, nimic nu-i bun. Au o mare problemă oamenii ăștia. Au o mare problemă. Convingerile lor. Probabil cum are fiecare parte. Eu nu știu dacă asta e convingere. Eu nu pot să cred. Deci nu-mi vine nici acum. Chiar discutam cu un fost coleg de-al meu de generație, membru PDL zilele trecute și l-am întrebat la mine în modul cel mai serios cu putință. Este unul dintre studenții care a ieșit și el în 89 pe stradă. Și l-am întrebat, zic, prietene, tu ce sentiment ai trăit în ziua în care doamna Roberta Anastase s-a ridicat, a bătut cu ciocanul și a decretat dânsa că se închide ședința Camerei Deputaților? După principiul că așa vreau eu. La 20 de ani de la Revoluția Română, un coleg de-al meu de generație, Roberta Anastase, da? Un om de 40 de ani, 42-41 de ani, da, se manifestă ca Mania Mănescu în Marea Adunare Națională. Păi, să mă ierte Dumnezeu. Și ăla, săracul, îți dai seama că l-am pus într-o situație imposibilă. Da, nu știa ce să răspundă. Ba, a răspuns. Sincer a răspuns și a spus, domnule, nici eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Deci eu vreau să spun că Traian Băsescu are mari probleme, inclusiv în rândurile oamenilor serioși din PDL. Există oameni serioși și în Partidul Democrat Liberal. Sau membrii de partid. Nu structurile de vârf. Nu despre asta vorbim. Marea masă aia critică. Și oamenii ăia au o mare problemă în a mai vota Traian Băsescu. Că nu au cum să se asocieze cu asemenea tip de comportament, de 22, manieră și de atitudine. Vom vedea. Fiecare va vota cum va crede. Pentru că spun, ambele partide își fac campania electorală, promovează, cum știu ele, mai bine candidații, dar până la urmă depinde de cum percep oamenii și ce anume vor. Că până la urmă toți vrem să fie bine. Corect, dar am văzut 5 ani ce s-a întâmplat, nu a fost bine, nu? Părerea este unanim generală că nu-i bine. Deci dacă vrem să fie bine, e clar. Atunci eu sunt foarte liniștit, e limpede. Deci dacă românii vor să fie bine, înseamnă că schimbarea este soluția. De alminteri l-am urmărit cu mare atenție pe vicepreședintele Joe Biden, nu? Care ne ura să avem și noi un Obama. Nu se referă, cred că, la culoarea președintelui american. Vom vedea exact ce anume va fi. Revin la județul nostru și la faptul că în campania pentru de susținerea lui Mircea Joană aveți alături și Partidul Conservator. Un președinte, am văzut eu, domnul Georgiu, bine structurat, ca să spunem extrem așa. Extrem de implicat. Cum vă înțelegeți cu ei? Merge bine campania? Sunt implicați? Da. Da, surprinzător de bine, extraordinar de bine. Un număr foarte mare de colegi de la PC sunt în fiecare zi alături de noi. Împreună, în frunte cu Nuțu Georgiu, fostul nostru coleg, prietenul nostru, președintele organizației PC Bistrița Năsăru, actualul președinte. S-au mișcat incredibil de bine. Se organizează bine, da, într-un timp relativ scurt, din câte am observat. S-a văzut o schimbare, cred că a fost extrem de benefică schimbarea de la nivelul conducerii PC. Pentru că tu știi și ești în relație cu presa, vreau să te întreb, cât de important consideri tu că este relația cu presa? Mă refer în special și a deputaților din per ansamblu și a unor oameni, să spunem, din Partidul Social Democrat, cum este domnul primar Vidu Crețu, cât de importantă este ca acești oameni să-și mențină o relație, nu mă refer de pupincurist, ci de o relație deschisă cu presa, până la urmă aici. Este important sau nu? Este vital. Este vital pentru orice om politic.
Este absolut fundamental să ai o relație foarte bună cu cetățenii, cu cei care te-au ales și cu presa. Presa e cea care îți trage semnalele de alarmă, te trage de mânecă așa și îți aduce aminte pentru ce ești trimis acolo, indiferent unde. Că ești în primăria Bistrița, că ești în Consiliul Județean, că ești consilier, deputat, senator sau președintele țării. Și aș face aici o parantă, nu pot să nu spun lucrul ăsta. Pe cât de bună a fost relația cu presa lui Traian Băsescu până în 2004, pe atât de dezastroasă este astăzi. Deci, practic, Traian Băsescu a jucat un rol, e clar, nu? Că până în 2004 a jucat un rol. N-a mai fost capabil să se țină de rolul ăla. L-a îmbătat atât de tare puterea încât a uitat ceea ce l-au învățat specialiștii în comunicare de-a lungul vremii. Țigan Câmpuțit, scuzați-mă, găozar, telefonul luat și exemplele pot continua. Asta e relația de astăzi a lui Traian Băsescu cu presa, moguli, toți cei care nu sunt de acord. Da, exista un termen pe vremea lui Ceaușescu cu limbisto pupincuriști, știi? Pătrățelul roșu. La nivel de județ. Dacă nu sunt din zona respectivă, nu sunt buni. Și nu ziariști. Și sunt non-profesioniști. La nivel de județ, oamenii mai importanți din Partidul Social-Democrat, democrat, cum crezi că au o relație cu presa? Așa cum vezi, este o relație... Radu Moldovan, cred că una foarte, foarte bună. Și poate tu îmi confirmi. Voi ar trebui să știi mult mai bine decât mine ceea ce discută, nu în prezența noastră, colegii din presă, ci... Așa. În mod particular, Ovidiu Crețu, cred că are o relație foarte bună cu presa. De Doina Pană n-am niciun fel de dubiu, tot așa, din punctul ăsta de vedere. Eu cred că relația cu presa este una foarte bună. Cu presa poți să ai o relație în regulă atâta vreme când nu încerci să o cumperi, nu încerci să o păcălești, să te folosești de ea în alt mod decât în care și presa acceptă. Deci până la limita aia în care, exact, care e ok, e fair. Cu presa trebuie să dialoguezi, trebuie să ai o relație de dialog. Până la urmă, ea este arbitrul meciului ăsta dintre noi și ceilalți. Așa ea e arbitru și spectatorii noștri sunt cetățenii care se duc și ne votează. Din 4 în 4 ani sau în ultima vreme foarte des, dată fiind succesiunea ciclurilor electorale. Dar, repet, cu presa poți să păstrezi o relație de amiciție, de prietenie, de fair play și este absolut... benefic pentru orice om politic să fie și construită cinstit în sensul în care cel din presă oricând să aibă puterea, curajul să nu fie timorat și să-i spună alo, ușor că ați depășit liniuța aia, ați trecut de ea, domnul, indiferent cum îl cheamă sau funcția pe care domnul respectiv sau doamna o are. Am înțeles. Ne oprim puțin asupra candidatului Mircea Joană. Presupunem că, pentru că nu se știe exact, cu toții așteptăm alegerile să vedem ce se întâmplă. Nu știm deocamdată cine va fi viitorul președinte al României. Să presupunem că va fi Mircea Joană. Ce anume aștept la Mircea Joană și unde crezi că va începe să facă niște schimbări care sunt, nu urgente, extrem de urgente pentru România? Deci ce aștept de la Mircea Joană? În primul rând, aștept de la Mircea Joană să rămână același om. Gândiți-vă că un partid mamut, ca și Partidul Social-Democrat, este practic o parte din România asta, o parte importantă. Aici sunt și academicieni, și fermieri, și muncitori, și intelectuali de toate felurile, de toate specializările, specialitățile, ca membri. Are puterea, capacitatea de a menține acel echilibru în partid, cu certitudine. Acest lucru va trebui să-l facă și în relația cu România, în ansamblu ei, indiferent care este România aia. Cea de aici, cea din diasporă, cea din Parlament, cea din municipiul Bistrița sau cea din județul Bistrița-Năsăud, condus de altceva decât de un PSD-ist. Deci, din păcate, Traian Băsescu n-a reușit să facă acest lucru. El a reușit să fie președintele Partidului Democrat Liberal, punct. Punct. Mai mult nu. Cred cu tărie în capacitatea lui Mircea Joană de a fi un alt fel de om. De-al minteri recomandă tot background-ul dânsului. Cel mai tânăr ambasador al României, la 37 de ani, nu? Ambasador în Statele Unite. Cel mai tânăr ministru de externe, la 41 de ani. Un om care s-a pregătit o viață întreagă. Eu nu cred în